Întâmpinarea Domnului, unul din cele 12 praznice împărătești, este sărbătorită la 2 februarie. Praznicul amintește aducerea la templu a Mântuitorului Iisus Hristos de către Sfânta Fecioară Maria la 40 de zile de la naștere. Potrivit legii iudaice, cele 40 de zile reprezentau zilele de curățire a celei care născuse, după care tot primul nou născut de parte bărbătească trebuia să fie închinat Domnului. Fiți credincioși și credincioase! An de an, data de 2 februarie, ne dă prilejul ca să sărbăm un praznic împărătesc. Este, de fapt, ultima sărbătoare sau ultimul eveniment legat de copilăria, de pruncia Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La 40 de zile, după ce s-a născut în Betleemul Iudeii, din pântecele Sfintei Fecioare Maria pentru mântuirea noastră a tuturor, familia Sfântă, Maica Domnului împreună cu crotitorul ei, dreptul Iosif, au respectat prescripțiile legii Vechiului Testament, ducându-l pe pruncul întâi născut, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, ca să fie închinat Domnului la templu din Ierusalim, iar Sfintei Fecioare Maria să-i să citească molitvele de curățire la 40 de zile după naștere. Este bine să ne amintim faptul că pe lângă cele 10 porunci mari pe care Moise le-a primit pe tablele legii pe muntele Sinai, scrise cu foc de mâna lui Dumnezeu pe tablele legii, pe lângă aceste 10 porunci mari, poporul evreu, poporul ales, a primit și alte multe, câteva sute de porunci mici. Și iată că se împlinește cuvântul pe care Domnul Hristos l-a mărturisit când zice: n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Și am împlinit legea și prorocii, nu a venit să strice, ci să respecte, pentru că toate acestea erau de la Dumnezeu. Două din aceste porunci le-a respectat Domnul Iisus și Maica Domnului astăzi, în data de 2, la plinirea celor 40 de zile. Prima poruncă era aceea ca toți pruncii întâi născuți de parte bărbătească să fie duși la templu la 40 de zile și închinați Domnului. Iar cea de-a doua poruncă era aceea că la timp de 40 de zile femeia se afla în necurăție și la 40 de zile venea la templu, la biserică, unde primea dezlegare și li se citeau rugăciunile pentru curățire.